Târgu Mureș a găzduit în perioada 12-14 noiembrie campionatul național individual junior de lupte libere, lupte greco-romane și lupte feminine. Din Slatina au participat doi sportivi de la Clubul Sportiv Municipal. Participarea nu a fost chiar așa de numeroasă, pentru că știți foarte bine, această pandemie ne-a pus multe restricții, dar au venit, cei mai buni sportivi au venit la competiție. Au fost în jur de 10 sportivi, 10-12 sportivi pe categoria de greutate. De exemplu, la Bănică au fost 10, la Teodor Babi au fost 7 sportivi. A avut competiția la nivel ridicat. Slătinenii au reușit să se remarce în acest concurs, obținând rezultate bune. Babi Teodor a reușit să obțină medalia de bronz, chiar dacă el este cadet, a avut dreptul de participare la juniori și a obținut medalia de bronz. S-a luptat cu cei mai buni sportivi ai noștri de la categoria 60, un campion european și alt sportiv tot așa mai mare decât el. Bănică Davil și el a avut un sorț foarte bun, a câștigat 2 meciuri, a luat bătaie de la un finalist și a luptat și el pentru medalia de bronz, dar în această finală mică el a pierdut. Deci s-a clasat pe locul 5. Victor Babi este slătineanul care a câștigat medalie, iar obiectivele sale de viitor sunt mari. Am reușit să bat destul de mulți sportivi, dar din păcate m-a bătut un campion european și asta a fost. Competiția a fost foarte grea, dar eu sunt mândru că am reușit să obțin acest rezultat. Pe viitor îmi propun să lupt la juniori de la anul, că eu am fost cadet și n-am avut voie să lupt, dar tot am reușit să obțin acest rezultat și îmi propun să ajung campion național la juniori. Prin emoțiile competiției vor trece și seniorii de la CSM Slatina. În perioada 26-28 noiembrie, la Reșița, sportivii antrenați de Constantin Scuturiciu vor lupta pentru titlurile puse în joc la campionatul național individual. Robert Negru, Ionită Gianni și Alexandru Babi sunt sportivii care vor face deplasarea la acest concurs.